Hai să luăm toți șmecherii și la toate șmecherile. Ce mai ziceți voi? Toate bune? Bă, voi îl mai știți pe Vasile? Vasile, prietenul ăla meu de bea ca porcul până nu mai știe de el. A fost ziua lui, ce credeți? Mă rog, mai de mult puțin. Mai pe scurt urmează un număr de stand-up comedy. Și nu, nu-l cheamă Vasile, dar noi o să-i zicem Vasile. Am mai povestit o fază cu el din club acum ceva timp. O să vă las un link în descriere. Sincer, rar întâlnești unul ca ăsta care bea până nu mai știe de el. Și că el se simte bine dacă se face căcat. Sincer, mie unul mi-ar fi rușine să beau până nu mai știu de mine și să încep să borăsc peste tot. Eu personal nu prea sunt cu băutura, nu prea beau, sau dacă e să beau ceva, beau cu cap, cât să mai fiu conștient de mine, să știu ce se întâmplă în jurul meu, să mă mai pot ține pe picioare. Dacă pierzi fierul cu realitatea din cauza băuturii, ești cretin. Dacă se întâmplă foarte des, ești cretin cu diplomă. Ăsta, în schimb, n-are niciun stres, el se amuză. Dacă încep să-i povestesc ce a făcut la băutură sau așa, îl fac cel mai fericit. Începe să râde, se simte bine. Cumva e amuzant la băutură, n-am ce zice, dar totuși ar trebui lăsat o dată într-un șanț. Fără supărare, boss. Adică odată omul a fost atât de beat încât a luat tramvaiul, a dormit în tramvai beat și s-a trezit pe la capăt. Odată tot așa, a fost el în club, se făcuse căcat. Mă sună a doua zi. Ce faci cu aia? Frățioare, ce cu vocea aia? M-am făcut căcat aseară. A, și? Ești mândru de tine? Da! Nasul e cam gust de pământ în gură. Gust de ce, mă? De pământ! Curu, te doare? Nu, ai scăpat. În fine, și-a fost ziua lui, și-a făcut la nu știu ce restaurant, mare șmecher natural. Am mâncat acolo, am băut puțin, după care nu i-a mai convenit. Ce nu i-a mai convenit? Să stea la masă. Voia în club, desigur, adică uneori cred că s-a născut în club. Și am început să ne uităm pe net să vedem ce cluburi găsim. Trebuia să facem rezervare de dinainte, să vedem ce oferte prindem, în fine. Și au găsit ăștia o ofertă destul de ok, cu 3 sticle de whisky la masă, cu ceva suc, în fine. Inițial credeam că avem și suc la oferta asta, ce credeți? N-am avut. Erau doar sticle de whisky. Whisky sec. Cu gheață. Iar paharele alea nu erau pahare, erau halbe, să ne înțelegem bine, adică pahare. Când a văzut fratele nostru Vasile sticlele de whisky, a crezut pentru puțin timp că se află în rai. Dă-i pe whisky sec, prietene, dă-i că e bun. Eu am luat o gură și deja mi se luase. Pur și simplu nu puteam să beau whisky sec, adică cu cola sau cu Red Bull merge, dar sec nu pot să beau, spune asta lui Vasile. S-a pus ăsta pe băutură, frățioare. A băut, cred că, vreo 4 pahare de alea așa, de whisky cu gheață. Plus că mai băuse și vin acolo la restaurantul vieții. În fine, am mai stat puțin pe acolo, mai vorbeam cu unul dintre ăștia și îl văd pe ăsta la un moment dat că a început să se clatine stânga-dreapta. M-am dus la el să-l iau cu binișorul să-l conving să nu mai bea. Bă, că ai băut destul, uite, hai să mai ieșim și pe afară, hai să mai iei o gură de aer, că nu știu ce. De unde? Înțelege-te cu prostul. Ce, mă? Cu să nu mai beau eu. Și am mai pus un pahar de whisky frumos cu gheață. Ha, faolo, în gândul meu, bă, asta e, nu înțelegi, te las să bei, nu mă interesează, eu îmi văd de treaba mea, tu-ți vezi de treaba ta, aia e. Am mai stat puțin pe acolo și am zis că mă duc la baie în scopul de a mă elibera, adică să mă piși. Când mă ridic eu să mă duc la baie, hap, îl văd pe ăsta că se agață de mine. S-a agățat de mine ca o caracatiță cu tentacule, mă jur. S-a aprins frumos de mine. Că unde te duci, boss? La baie. Vincea. Hai și tu. Mergem puțin, ăsta a luat-o în fața mea și nu știu din ce dracu motiv zici că avea piciorul stâng rupt, adică pe stângul nu călca. Mai mult se târa în timp ce se bălângânea stânga-dreapta. În momentul ăla simțeam cum o face de căcat original, adică se uita lumea pe noi, fai de capul meu. Da, am zis că tovarășul meu trebuie să-l ajut, nu? Puteam să-l ajut și în taxi, în drum spre casă. Am ajuns la baie și acolo era una săraca de aia care, nu știu, ne învăța cum să ne pișem sau ceva. Ne arăta care-i baia de femei și care-i baia de bărbați. Adică eu credeam că-i trasă pe nas grav. Credeam că a scăpat de la nebuni, a fumat un cui, ceva, un gigi. Am aflat după aia că lucra acolo. Am rămas așa puțin, frățioare, ok, adică pana mea. În fine, am intrat eu frumos, m-am eliberat în decurs de 5 minute după ceas și am zis să-l aștept pe ăsta, adică, nu? Am ieșit din baia vieții și l-a așteptat practic acolo, într-un colț. Trec 10 minute, trec 20 de minute, nu mai ieșea ăsta. Am dat ochii în ochi și cu aia care stătea la baie ca să ne arată care e de bărbat sau care e de femei. În gândul aia, dar ce dracu face asta, s-a mutat aici, adică intru în baie să văd dacă leșina bou, să mă asigur că e ok. Și era ok, stătea sprijinit cu mâinile de chiuvetă și se uita așa în oglindă ca prostul singur. Mă duc, ce faci, mă? Pur și simplu nu mai știa de el, adică nu mai știa să lege două cuvinte. Îl întreb, poți să mergi, mă? Am înțeles, hai, ține-te de mine, pune-ți mâna după umărul meu și hai acasă. Și nu știu din ce motiv a ieșit șmecherul din el. Că bă, că dăm drumul, că merg singur. Unde să mergi singur, mă, ești nebun, caz pe jos. Că bă, că dăm drumul, că merg singur. Bine, mă, hai. I-am dat drumul, ia, mergi singur. Am lăsat puțin mai în spate. Cred că doi pași am făcut mai în față, mă întorc.
căzuse asta frumos acolo jos, peste unele acolo în club, e ok. Când l-am văzut, hai mă, l-am ridicat acolo, ce faci mă, parcă puteai să mergi alea, s-a uitat pe noi, ia uite și păște. În fine, l-am ridicat de acolo și cu fața aia lui de mort, bă, mi-a dat un mozol pe obraz. Doamne ferește, bă, deci cu bale așa, că mersi cu aia că m-ai ridicat, că ești fratele meu, că te pup, că nu știu ce. Păi, de capul meu, mamă, bă. Am mai mers puțin și acolo era un hol mare, practic, și erau și canapele. Și am zis, bă, așteaptă aici, l-am pus pe canapea, așteaptă aici că vin imediat. L-am pus acolo, m-am dus la ăștia, bă, vedeți că ăsta e mort, haideți acasă că nu mai ține. La care unul din ăștia, că ce bă, că mai avem aici, că nu știu ce, că bem. Bă, ăla-i căcat pe el, hai acasă. Nu că nu știu ce. Noroc că mai aveam cu cine să mă înțeleg. Mai era unul acolo, că ăla încă mai era conștient. Hai mă pe bune că ăla deja e căcat pe el. Că unde e? L-am lăsat acolo pe hol, pe canapea. Hai să-l luăm. Merg eu cu ăsta, ajungem acolo. Unde e? Pe canapea acolo, în stânga. Nu e. Ce mă? A plecat de acolo, ce credeți? Faolo, unde s-a dus? Caută-l pe ăsta. Am intrat din nou frumos acolo în mulțime, l-am găsit pe ăsta din nou pe jos. Perfect! La tovarășul meu, că e mai mare, așa l-a luat, cred că într-o mână și l-a pus în cârcă. L-a cărat la masă acolo la noi, l-a pus în picioare. Bă, ești bine? Bine. Sigur? La masă acolo la noi era un fel de trepte cumva, mă rog, trepte mult spus, în fine. Și tot se cretina asta, față-spate, față-spate, am prins așa de cămașă. Când să dăm comandă la taxi, a încercat ăsta să se pună pe canapea. S-a pus pe canapea și era așa. Bă, și nu știu cum naiba, s-a dat puțin mai în față și a picat direct pe masa aia. Deci a picat pe masa aia, masa era de sticlă. Nu s-a spart din fericire, că dacă se spărgea, ajungea direct la spital ăsta. În schimb, s-au spart vreo 2-3 pahare, e ok. Am reușit cumva să dăm cioburile, le-am ascuns în masă, că mai plăteam și pahare. Fine, am ieșit de acolo cu chiu, cu vai. Când să urcăm în taxi să mergem acasă, taximetristul, niciun taximetrist nu ne-a primit în mașină. Era frică că ăla o să borască la el în mașină. Și că scuză-mă, boss, dar de-abia am spălat astăzi mașina. Păi da, dar păi nu, că o să vomite sigur în mașină. Și am decis să o luăm pe jos, adică clubul respectiv nu prea era chiar așa departe de noi. Am luat-o pe nu știu ce străduț, am tăiat. Erau trei, inclusiv Vasile ăsta, pur și simplu erau căcați. Și se țineau unul de altul, mergeau așa. Noroc că mai era un tovarăș care încă era conștient de el. Că dacă nu, acolo îi lăsa. I-am luat cumva să se sprijine de noi. Și într-un final am ajuns la noi în zonă. La noi în zonă se află un parc. Am intrat frumos în parcul ăla și am luat păște lui, i-am pus pe banc. Unul din ei ajunsese deja acasă. L-am lăsat acasă. Ăsta, Vasile, n-avea stare. Pur și simplu am lăsat pe bancă și el vrea să facă pe șmecherul și să lăuda că merge drept sau ceva de genul. Vrea să-mi demonstreze că e șmecher, că el merge drept. I-am zis, bă, nu poți să mergi drept, calmează-te, stai pe bancă. Și țineam așa cu o mână și cealaltă mână încercam să găsesc un număr la un taxi să sun drag. Celălalt prieten al meu, puțin conștient, nu știu, s-a dus după un copac să se pișe sau ceva. În fine, s-a întors și am zis, bă, ține-l pe ăsta ca să caut mai repede un număr de taxi, ceva. E, la care ăsta, e, lasă-mă că n-are nimic, nu se ridică el de acolo. Bine. Bă, mă întorc, cred că 5 secunde ca să mă uit în telefonul ăla să caut numărul de taxi. Se ridică ăsta. Că ce, bă, că eu merg drept. Se ridică, nu știu cum face, un pas, dă cu stângul în dreptul, cu capul de copac. Direct frumos, stânga împrejur, hap cu capul de copac. Deci eu m-am speriat grav, credeam că și-a spart capul acolo, dar nu știu cum naiba, cât de prost, cât de beat era atunci, și-a pus cumva mâna și era frumos pe iarbă, stătea, n-avea nicio treabă, îi zic, bă, ești bine? Și stătea așa, întins pe iarbă și se uita așa. Da, și cam asta a fost mica întâmplare cu Vasile, șmecher, a? Șmecher omul. Cam asta a fost, bă. Mersi mult de vizionare. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un share, un subscribe dacă ești nou, un like. Auzim săptămâna viitoare, marți, la un Q&A. Deci fiți liber să lăsați comentarii. Facebook-ul totuși are prioritate. Am să scriu pe Facebook acel status minunat cu, bă, lăsați întrebările pentru Q&A. Totuși am să selectez și de aici. Deci fiți liber să lăsați întrebări. Mersi mult de vizionare încă o dată. Ne auzim data viitoare. Salut!